Și miile de români care petrec Paștele pe litoral au noroc de o vreme superbă, mese festive și petreceri cu muzică live. Printre turiști s-au strecurat și câțiva care au dat doar o fugă de o zi și au făcut un picnic cu ouă roșii și drob direct pe nisip. În acest hotel din Eforie Nord, oaspeții au fost tentați cu un bufet de Paște. Au găsit de toate, de la ouă umplute și borș de miel până la cotlete de berbecuț și... Tradiționale sărmăluțe, începem cu miele. Ciorbă de miel. Este mâncarea sezonului, a zilei. De Paște asta am servit totdeauna miel. Hotelul este complet rezervat, iar unii și-au antamat sejurul cu câteva luni înainte. În general, oaspeții au optat pentru pachete de 5 nopți de cazare cu all inclusiv, iar tarifele au pornit de la 700 de lei pe noapte. Este primul an în care nu sărbătorim Paștele acasă și am zis să încercăm și experiența asta. Cel mai aproape de mare este această familie din Vălenii de Munte, care a făcut un picnic direct pe plajă. Avem mai multe, dar am spus așa, să ciocnim un nou cozonac, un pahar de vin. Cu cine ați venit la mare? Soțul, copilul, toată familia, neamuri, verișori, toată familia. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Ai ciocnit două roșii astăzi, de Paște? Vă câteva, trei. La mare, aer curat, mișcare. Cu ce ați venit pregătiți? Cu de toate. Cu merinde, cearceaful, care nu lipsește. Și table. Este o vreme superbă astăzi pe litoral, cu mult soare și 18 grade Celsius. Sunt termometre perfecte pentru puțină relaxare pe plajă. Am venit să ne relaxăm, un Paște așa pe relaxare. Să putem să profităm de vremea care Dumnezeu ne-a dat-o astăzi, ziua de Paște. La plajă, la baie, dacă ne lasă, când ne lasă, și de seară sperăm să deschidem o sticlă de șampanie pe care o ținem de un an. Deși apa mării are doar 15 grade, pentru unii este... perfectă, fără ea te poți trezi așa cum trebuie. Este prima baie pe anul acesta? A patra. Dacă mai aveți zile libere, trebuie să știți că și în săptămâna ce vine vor fi zile cu soare pe litoral. Colega mea, Ivet Mârza, este în zona cazinoului și ne spune ce se întâmplă acum la mare. Bună seara, Ivet, și Hristos a înviat! Adevărat a înviat. Bună seara, Oana, bună seara, doamnelor și domnilor. După cum vedeți, turiștii sunt la malul mării în prima zi de Paște și vor mai veni și mâine la o plimbare. În portul Tomis sunt deschise restaurantele unde pot lua o masă ușoară pe bază de pește. Pot face apoi plimbări cu barca în largul Mării Negre. Din păcate, acvariul și delfinariul sunt închise, dar a fost redeschisă roata panoramică din port. Un bilet costă 25 de lei, dar să vezi marea de la înălțime merită toți banii, spun cei care au încercat. În plus, cazinoul pe care îl vedeți acum în imagini este pe timp de noapte iluminat arhitectural, timp de o lună în fiecare seară. Se anunță soare și peste 20 de grade Celsius, cel puțin până miercuri pe litoral. Atât de aici, la revedere!